Că dincolo de premiu ca atare, cred că, de fapt, o asemenea recunoaștere și cuvintele extraordinar de frumoase sunt cele care chiar contează cu adevărat. Mă bucur că am avut inspirația ca înainte de eveniment să pun câteva cuvinte pe hârtie, pentru că alminter, la cât de tare m-am emoționat în momentul de față, mi-ar fi fost greu să fiu cât de cât coerent. Și aș începe prin a spune că Solomon spunea în Cartea Proverbelor că cine umblă cu înțelepții se face înțelept. De aceea, domnilor profesori, stimat auditoriu, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră la acest eveniment remarcabil și nu pot decât să regret la modul real că circumstanțele obiective au impus această modalitate de desfășurare, și anume la distanță. Proximitatea fizică a domnilor voastre, iar nu doar cea intelectuală și sufletească, mi-ar fi permis poate să beneficiez și mai mult de vorbele împăratului Solomon. Și cum același Solomon spunea că până și un prost ar trece drept înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura, o să încerc să nu vorbesc prea mult sau prea multe și să nu vă răpesc prețiosul timp. Totuși, deși risc să înlătur până și înțelepciunea aparentă, ce ar fi putut rezulta din tăcere, nu pot să nu spun măcar câteva cuvinte. După cum arăta și doamna profesor, am avut deosebită plăcere de a mai primi acest premiu și în urmă cu 3 ani. Și plăcerea este cu atât mai mare cu cât tot doamna profesor a fost cea care mi-a prezentat premiul și la acel moment. Însă mărturisesc că de data aceasta premiul are o semnificație și o importanță aparte. Am debutat ca doctrinar cu un articol publicat acum vreo 7 ani, tot în Revista Română de Drept Privat, crezând la acel moment că activitatea doctrinară va fi complementară unei viitoare activități didactice. Între timp, vara aceasta am realizat că strădănile mele doctrinare nu sunt totuși esențiale în acest sens și că perspectiva unei cariere academice este foarte probabil să rămână la acest stadiu, și anume de perspectivă. În acest context, trebuie să mărturisesc că a existat un moment în care m-am gândit la modul foarte serios dacă nu ar trebui să renunț cumva la scris după ce voi fi finalizat proiectele aflate în lucru. Cred și acum, la mod onest, că temelia doctrinarului este activitatea academică. Iar în lipsa ei, doctrinarul riscă să devină un vas rătăcitor în apele învolburate ale ideilor. Totuși, în ceea ce mă privește, scrisul a devenit de foarte mult timp un loc de refugiu intelectual, în care, eliberat fiind de încorsetajul altor condiționalități, pot să întorc instituțiile juridice pe toate fețele și să mă las cucerit de misterele lor, având totodată satisfacția că, măcar puțin, atât când mă duce mintea, contribui la minunata știința dreptului. Ori, în lipsa unei validări academice, o recunoaștere extrinsecă a rezonabilității ideilor transpuse în articolele publicate, așa cum este acest premiu, constituie pentru mine un reper puternic, un far călăuzitor care să se substituie măcar parțial temeiul anterior menționat și un imbold în a continua să scriu chiar și în condițiile date. Pe urmă, un alt motiv ar fi acela că observ de ceva vreme o efervescență a unei părți din doctrină, îndeosebi autorilor aflați la început de drum ca și mine, în a-și dedica energia creatoare unor instituții juridice noi, adesea extravagante, și de a le susține și propune ca remedii salvatoare în detrimentul instituțiilor juridice, să le spunem, clasice. Deși eu însă îmi pledez de ceva vreme pentru tot felul de curiozități juridice, cum ar fi prejudiciile în masă sau acțiunea colectivă, cred cu tărie că instituțiile clasice ale dreptului nu trebuie ignorate, ci din contră readuse mereu în actualitate și eventual adaptate noilor realități, pentru că și-au dovedit validitatea în urma testării practice îndelungate și decantării doctrinare. De aceea, premierea unui articol care tratează o instituție juridică devenită deja clasică, respectiv acțiunea oblică, nu poate decât să mă bucure, întrucât arată că există încă interes real pentru asemenea abordări și încurajează, sunt convins,
și alți doctrinari să abordeze teme similare. În fine, deși de câtva timp sunt implicat în mod activ într-un alt proiect editorial, și anume revista de dreptul familiei, revista română de drept privat rămâne publicația mea de suflet, întrucât, așa cum am arătat, aici am debutat și m-am format ca doctrinar și, în plus, mi-a oferit minunata șansă de a cunoaște, direct sau indirect, cei mai valoroși autori de drept civil pe care are România și, astfel, beneficiind de proximitatea domnilor lor, fie și doar intelectuală, de a deveni poate un pic mai înțelept, așa cum spunea împăratul Solomon. Acesta este motivul pentru care atâta timp cât providența îmi va permite și inspirația de asemenea, voi încerca să fiu în continuare un autor activ al revistei. Toate acestea, alături de multe altele, fac ca premiul de azi să fie unul cu totul special, după cum spuneam. Pentru că doamna profesor a descris mai frumos decât aș putea eu să fac articolul și sunt convins că a fost mult prea îngăduitoare cu mine și articolul este departe de a fi atât de frumos și prețios cum l-a descris domnia sa. Nu voi spune foarte multe, pentru că n-aș putea niciodată să o fac de o asemenea manieră. Aș spune doar că ideea a pornit de la problemele constatate în practică în contextul unor acțiuni formulate pe cale oblică. Am remarcat că regimul juridic al acțiunii oblice, astfel cum era acesta descris de către majoritatea doctrinei, pare a intra în coliziune cu unele norme procedurale. Pornind de la aspectul menționat, am încercat să aduc cele două planuri împreună și să realizez o analiză substanțial procedurală a instituției. Concluzia centrală a materialului este aceea că acțiunea oblică nu ar fi decât o formă pe alocuri atipică de reprezentare legală, cu toate consecințele care decurg de aici, inclusiv din punct de vedere al autorității de lucru judecat. Așa cum a arătat și doamna profesor și am subliniat în mod constant în articol, nu spun că ideile sunt perfecte, ci scopul articolului a fost mai degrabă acela de a invita la dezbatere și de a încerca să găsim instrumente de, sau mă rog, modalități de compatibilizare a planului substanțial cu cel procedural. Și pentru că deja cred că am înlăturat de tot aparența unei brume de înțelepciune, poate vorbim mai mult decât ar fi cazul, nu pot totuși să închei fără să mulțumesc și eu pentru această deosebită onoare și aș începe prin a mulțumi Revistei Române de Drept Privat, Consiliului Științific, doamnei profesor pentru cuvintele absolut minunate, partenerilor revistei pentru toată încrederea și pentru onoarea acordată prin acest premiu. Pe urmă, indiferent câte premii voi lua de-a lungul carierei și dacă voi mai lua, desigur, voi mulțumi întotdeauna la două persoane care au avut o influență marcantă asupra mea ca și om și asupra devenirii mele ca profesionist. Este vorba în primul rând de domnul academician Liviu Pop și de domnul profesor Ionuț Florin Popa. După cum remarca și doamna profesor Ștefănescu, am manifestat și voi manifesta întotdeauna un respect și aș spune aproape o dragoste aparte pentru domnul profesor Liviu Pop. Acesta este cel care mi-a sădit în minte și în suflet dragostea pentru dreptul civil în general și pentru obligații în mod special și care mi-a îndrumat pașii în mod constant până în momentul de față, providența acordându-mi minunata șansă de a-l avea ca mentor, atât profesional cât și uman. De aceea, indiferent dacă premiile vor avea sau nu legătură în mod direct cu materia obligațiilor, domnul profesor va fi mereu în mulțumirile mele, dar de data aceasta în mod fericit are, pentru că, nu-i așa, acțiunea oblică este una dintre instituțiile esențiale din materia obligației. Cu domnul profesor Popa am avut onoarea de a lucra și a colabora vreme de ceva ani
Domnia sa este cel care, printre multe altele, m-a ajutat să-mi perfecționez stilul de a scrie și m-a sprijinit mereu să fac un pas înainte. În plus, domnului profesor îi datorez publicarea articolului premiat, domnia sa fiind cel care a și coordonat numărul 2 pe 2019. Totodată, nu pot să nu adresez mulțumirile mele doamnei profesor Călina Jugastru și doamnei lector Laura Toma Dăuceanu, care au avut răbdarea și deschiderea de a parcurge materialul înainte de publicare și de a formula propuneri de îmbunătățire extrem de valoroase, propuneri care mi-au permis să aduc materialul în forma în care a fost publicată. Trebuie de asemenea, și asta este foarte important cumva pentru mine la acest moment, să mulțumesc foștilor mei studenți, a căror curiozitate nemărginită m-a făcut să nu uit vreodată că în dreptul civil aproape nimic nu este de nediscutat și să mă întreb mereu de ce o anumită concluzie, de ce o anumită soluție și de ce nu se poate altfel. În final, aș vrea să-i mulțumesc minunatei mele soții care încă găsește resursele după atâția ani să mă sprijine necondiționat în devenirea mea profesională și umană, fiindu-mi mereu alături, și să dedic acest premiu celei mai mari binecuvântări din viața mea, fiului meu, Mihail Emanuel, care mâine împlinește un an și cred că nu se putea găsi un moment mai frumos decât acesta și mă bucură enorm de proximitatea temporară a celor două momente. Vă mulțumesc frumos încă o dată și sunt absolut onorat și emoționat, după cum se vede, că pot să iau parte azi la acest eveniment.